găsit! Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat miercuri 24 august în cadrul unei conferințe de presă că războiul cu Termica continuă. Primăria intenționează să achiziționeze bunurile de transport-distribuție de la Termica cu suma maximă de 1.845.000 de euro. Raportul de evaluare este introdus în proiectul de hotărâre și va fi supus votului în ședința de Consiliul Local ce va avea loc joi 25 august. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că dorește achiziționarea acestor bunuri pentru a pune la dispoziția firmei Termonet instalații de transport-distribuție, lucru care trebuia făcut până la data de 31.12.2015. S-a făcut un raport de evaluare pe care l-am pus într-un proiect de hotărâre și am avut discuții în acest sens cu grupurile de consilieri locali și în cursul zilei de ieri și mi-au asigurat la toate partidele că vor vota acest raport de evaluare, în care spune că suma pe care să o plătească primăria maxim, pe care să o poată plăti primăria pentru bunurile pe care vrem să le închiriem pentru instalații de transport distribuție, este 1.845.000 de euro. Sigur că noi nu avem ofertă oficială din partea celor la Termica, dar colateral, ca să spun așa, atunci când am cerut să facem închirierea, mi-a trimis scris că valoarea de înlocuire a acestor bunuri, practic cumpărarea acestor bunuri, este de 41.694.900 de lei, deci 9.369.000, în concluzie cu de 4 ori mai mult decât vrem noi să dăm. Este foarte important acest lucru din două puncte de vedere, să punem la dispoziția firmei Termonet instalații, transport, distribuție, care trebuiau puse la dispoziție până la data de 31.12.2015. Din păcate nu s-a putut, cei la Termica s-au reorganizat, a fost din nou o altă adunare a creditorilor. Și sigur că ce se întâmplă astăzi, să vedeți prin presă, acest război care nu se mai termină între Termica și Termonet și Bioenergie, în măsura în care vom cumpăra aceste bunuri, stațiile de pompe, cei de la Bioenergie au depus o cerere și care a fost aprobată în niște condiții, am înțeles, de cumpărarea stației de 110 de acolo, iese din ecuație Termica. Să nu mai avem de face cu Termica, sigur, vom război încă 10 ani prin instanță, asta este o altă problemă. Dar măcar pe această problemă a sistării, furnizării, toată ziua, amenințări de o parte și de alta, m-am cam săturat și cam am obosit să fiu acest pompier de serviciu. Am stat în cursul zilei de luni, jumătate de zi, i-am pus cap la cap, am dat bani la primărie ca să nu oprim apa caldă.